Eu zic să-l întrebăm și pe domnul Birone, care este președintele Consiliului de Administrație. Poate cu ocazia asta ne mai spune și ce se întâmplă acolo la spital. Nu este de competența Consiliului de Administrație. Nu, este de competența Consiliului, mă scuza, domnule, de competența Consiliului de Administrație, dar constat cu scurpoare. Regret să zic așa că deci ne învârtim în jurul acestor să zicem așa, să angajăm îngrijitori și să preluăm de la Spitalul Budești de vreo 2 luni și jumătate de zile. Noi, la ultima ședință de administrație, am fost împotrivă, pentru simplu motiv că, din punctul meu de vedere, organigrama spitalului este extrem de încărcată. În sensul că nu se poate să o luăm cu poarta. Toată lumea intră și iese când vrea, cum vrea, necontrolat, neplătind o taxă de vizitator, neavând un program de vizită. Avem 3, sau dacă nu mă înșel, 4 supraveghetori la un grup electrogen. Este inadmisibil lucrul ăsta. Care este automat? Care este automat? Avem 3 supraveghetori la centrala termică. Care este automat? Care este automat. Avem nu știu câți referenți care din trecut îngrijitori au fost trecuți în referent, pe posturi de referent și acum toată lumea se mă refer la doamna director, îmi cer scuze că nu este de față și trebuie să fac vorbire vis-a-vis de persoana dumneavoastră de modul în care gestionează managementul acestui spital, facem presiuni ca să angajăm încă 3 îngrijitori. Eu sunt convins că dacă conducerea spitalului gestionează mult mai bine personalul existent, nu mai vorbim de ocuparea numărului de 4, atunci lucrurile au stat altfel. Acum toată lumea încearcă să facă intervenții, că sora, cumnata, ruta, știți că a fost la calculator acolo și domnule, acum trebuie să treacă la mătură și nu se poate, că de ce o dă numai pe aia și mă dă pe cealaltă. Eu, din punctul meu de vedere, îmi susțin punctul de vedere vis-a-vis de angajările acestor persoane și sunt împotriva acestuia, indiferent de consecințe. Domnul Pironea, dar trebuie să aducem la cunoștința Consiliului Local că luna trecută salariile spitalului au fost s-au plătit la limită. Aflăm, mă sună, nu știu cine, zice, nu știi că este grevă la spital, când zice la spital că Pironea a băiat în salarii. Am aflat dintr-un telefon de la un... Ar trebui spus și cine v-a spus așa ceva, că nu s-a pronunțat nicio formă. Da, doamnă, lumea în spital știa că Pironea și primarul sunt în birou la doamna director, dar tot lumea din spital s-a întrebat, bă, dar unde sunt mașinile ăstora? Au venit ăștia pe jos, pe unde au intrat? Doamne, eu am sunat, doamna Teodoru, eu am sunat și am verificat. Știu că a sunat, dar eu am stat afară cu cei care au stat în hol la Marea Grevă și nu au pronunțat niciun fel de nume primar sau eu sincer n-am auzit Pironea, dar primar, da. Nu, să vină și primarul, a spus lidera de sindicat să vadă despre ce e. S-a angajat liderii de sindicat de acolo. Vreau să vă spun un singur criteriu care este extrem de simplu. Da? Pentru că este, ca să luați o decizie, trebuie să aveți informațiile complete. Și anume, începând cu 2011, prin hotărâre de guvern, s-a limitat procentul de salarii din veniturile spitalului să nu depășească 70%. Anul trecut a fost 80%. Ori, singura șansă ca spitalul ăsta să poată să-și ia salariile în continuare este să-și crească veniturile la un grad de ocupare de 60 și ceva la sută. Spitalul ăsta nu numai că
În următoarele luni, probabil, nu-și va lua salarii. Dar în următoarele luni vor avea probleme și cu celelalte fenomene. Contracte, utilități, întreținere și alte povești. Pentru că schema de personal nu este dimensionată corespunzător sau, mai bine spus, a fost dimensionată pentru un spital cu 250 de paturi. Au fost reduse 40 de paturi și a rămas la 210 paturi, iar acum sunt 189, dacă nu mă înșel. 182 de paturi. 182, scuze, 18, corect. Și atunci, numărul de personal a rămas același. De ce? Pentru că în normativele stabilite de Ministerul Sănătății sunt niște intervale în care se pot dimensiona aceste persoane. Și anume, dau un exemplu că nu mi-aduc aminte exact. Să spunem asistente pentru, nu știu, o secție de acolo de spital. Poate să fie de la 3 la 5. Ei sunt 5. Dar și numărul de paturi în perioada asta a scăzut. Consiliul de administrație a recomandat doamnei manager să facă o analiză în așa fel încât să-și redistribuie personalul excedentar pe care îl are. Pentru că în curând, da, nu vor lua salariile. Presiunea sindicatului nu poate să aibă numai un rol de presiune, de a cere salariile. Sindicatele trebuie schemate, puse pe masă documente și arătat că în stilul ăsta spitalul o să moară. Cum le-am prezis că or să rămână fără bonuri de masă, uite că au rămas după 6 luni de zile fără bonuri de masă. Și așa o să întâmple pentru că noiembrie și decembrie, din prognoza veniturilor Spitalului Municipal Oltenița, prin această prognoză, se arată că în noiembrie și decembrie nu-și vor lua aproape deloc salarii. Nu vă spun câte presiuni au fost cu Spitalul Budești să angajăm 17 persoane. Pentru că verbal li s-a spus casa o să redea venituri suplimentare. Ok. Dar eu am discutat cu casa. Am discutat la Ministerul Sănătății. Și am zis, doamne, noi dăm venituri suplimentare, dar pe activitatea făcută de spital. Spitalul ăsta poate să-și angajeze încă 15, încă 20 de persoane. Dar să crească. Pentru că schema de personal le permite. Dar să-și crească venituri. Activitatea. Da? Și pentru că nu pot să-i tragă pe oameni de mână și să-i ducă la spital să se interneze, pentru că Ministrul Sănătății a spus că 40% din bolnavii pe o rază de 100 de kilometri față de București se duc în București. Și atunci, neputând să obligi un bolnav să aleagă un spital sau celălalt, nu ne rămân. Ministrul a luat o decizie corectă din punctul meu de vedere, reducând numărul de paturi, atâta timp când nu le folosești. Păi dacă noi avem 200, 182 și în grad de încărcare spre 70%, normal că spitalul ăsta nu se poate să trăiască niciodată de aici încolo. Și atunci, nu vor plăti contractele. Pentru ei au contracte de întreținere, lic, de energie electrică, ce mai au ei acolo? Da? Dezinfectante. Să știți că este o poveste cu medicamente. Medicamentele nici 10% din veniturile spitalului nu reprezintă. 5-6%. Restul sunt povești. Managementul spitalului presupune analiza atentă a tuturor cheltuielilor. Că de aici pleci și vezi ce necesar ai ca să existi. Nu! Mergem cum am mers până acum, la sfârșitul anului, casa ne mai dă ceva. Hai că ne mai dă ceva. E, aflați că nu vor mai primi nimic. Și atunci, de asta sunt spitale performante, toți merg pe premisa că dacă sunt ale autorității publice locale, noi am luat așa, ca la o creșe. Cât mai aveți nevoie? Păi hai să vădăm. Pentru că nu face nimeni analiza cheltuielilor la leu. Asta este un punct de vedere care s-a confruntat în Consiliul de Administrație doamna manager. Dar doamna manager este pată bună. Ea e supletistă, îi luăm și pe aia, îi luăm și pe aia, îi luăm și pe aia și facem un fel de azil acolo la spital.
Nu e așa. Mai bine îi dăm și pe Dumnezeu aici. Păi da, n-am știut că trebuia să o invităm pe Dumnezeu. Nu e nicio problemă să o invităm pe doamna manager. Dar nu. Are să... Ce... Punct de vedere eu am fost unul dintre cei care s-au opus preluării spitalului. În același timp, poate la vremea aia n-ați înțeles sensul. Ba, nu am mai explicat. Păi nu, eu doresc cu adevărat ca spitalul ăsta să funcționeze. Eu vă spun punctul meu de vedere. Văd că s-a preluat spitalul. Spitalul a început să intre în derivă. Doamna directoare, în loc să ia decizii clare și ferme acolo, aruncă responsabilitatea la noi în curte aici. Nu este posibil să vină persoane cu cererea de angajare să spună, domnule, m-a trimis doamna directoare la dumneavoastră să ne aprobați cererea. Păi nu ocupând așa ceva, bă, fraților. Exact și această solicitare nu este de competența noastră. Deci eu cred că trebuie să purtăm o discuție foarte clară cu conducerea spitalului, da? Să vedem ce s-a întâmplat într-un an de zile și să clarificăm ce trebuie să facă o conducere a unei instituții care se numește spital, în așa fel încât această instituție să funcționeze, să existe. Pentru că dacă rămânem în continuare așa, nu-și asumă nimeni nicio responsabilitate, asta înseamnă că nu-și asumă nici puterea de a lua o decizie fermă, se întâmplă să se blocheze funcționarea spitalului. Și atunci vor rămâne fără spital. Cât de mult am zis noi că trebuie să existe spitalul ăsta. Trăim niște vremuri extrem de complicate. Deci trebuie luate decizii, numai că aici este de o profesie la care nu știu care dintre noi să pricepe. Ar trebui să o ascultăm și pe doamna directoare și conducerea spitalului, Consiliul ăsta de administrație. Adică toate problemele trebuie să fie cunoscute și de noi și să vedem ce poate să rezolve fiecare organism ăsta pe care noi l-am votat și avem acolo reprezentanți și trebuie să funcționeze. Eu propun ca data viitoare, când se face aproape un an, și chiar un an se face de când s-a emis hotărârea de preluare a spitalului, că vă spună, dacă nu prelua spitalul, venea domnul ministru la noi. Acum domnul primar stă și se roagă să-l primească. Nu mi se pare corect. Pentru că s-a luat pe încredere, pe promisiune. A promis domnul ministru că ne face, că n-a făcut nimic. Dar acum l-am luat așa, haideți să vedem ce facem de acum acolo și să-l ajutăm să treacă iarna. Am avut nu e prea târziu. Nenumărate demersuri pe către... Eu vreau data viitoare, dacă sunteți de acord, doamna directoare și Consiliul de Administrație să se prezinte în fața noastră cu situația economică a spitalului și ce probleme de personal are cu toate problemele, să puteți și măcar să le ascultă. Adică... Eu aș vrea să aducă și organigrama spitalului. Păi tot. Am cerut noi organigrama oricând. Am cerut noi organigrama fișa postului tot acolo. Ați rămas surprins când ați auzit că cheltuiala cu medicamentele sunt 5%. Așa era și înainte, dar preluat domnul Jean. Este, de treabă, nu? Este falsă problema medicamentelor. Nu e, nu e o problemă. Este falsă. Eu mai mult am rămas, cum să vă spun, nu vine să treceați cu Viorel. Cum deci sunt convins că așa este, dar este ilogic 4 ani să supravegheze un dispozitiv care e automat. Cum 4 oameni supraveghează ceva care merge automat? Vreau să vă spun că doamna director, la un moment dat, zice, doamne, mie mi-a promis casa de sănătate când v-a dat bani. Doamnă, pe promisiuni? Păi așa nu știu dacă putem să ne bazăm pe ele. Am solicitat, doamne, corect, casa de sănătate, în funcție de creșterea capacității și a serviciului medical, vă plătim în restul. Hai că vă mai dau de un exemplu. În spitalul acolo sunt 2 gestiuni, ca să punem 2 gestionari. Dar e posibil așa ceva? Când noi manageriem cu un singur gestionar o prăbălie întreagă cât e primăria asta de mare? Cum adică pui 2 gestionari? Apropo de împărțeala care e acolo. Avem arhivar care face numai arhivă. Păi la noi primește corespondența, o sortează, face și arhiva, mătură, spală, calcă. Păi haideți să înțelegem că dacă erau bani, probabil că nu vedeam lucrurile astea sau lucrurile astea n-au fost văzute până acum. Dar dacă nu avem... De-aia a rămas fără bani, că n-am văzut niciodată lucrurile astea.